Bună seara, prieteni! Gata, suntem din nou conectați. Astăzi este luni, este și ora 19, aproape și un minut, și discutăm despre relația pe care o avem fiecare dintre noi cu Doru. Nu-l cunoașteți pe Doru? Este un român destul de răspândit ca și nume. Este un om cum se cade, un om sensibil, care te însoțește mai peste tot și pe care îl cunoști dintr-o privire dacă îl întâlnești pe undeva prin Londra, de exemplu. Doru este ceea ce au doar românii, bineînțeles. Nu prea auzi vreun nume cum este Doru prin alte limbi și românii se dau mare cu acest termen. Adică, domnule, doar noi românii avem Dor. Nimeni nu poate să explice atât de frumos, uite cum explică, de exemplu, Cristina, dolus în latină înseamnă durere. De acolo o fi venind? Poate că de acolo. O fi atât de vechi dorul românilor încât să vină din latină? O fi venind din neputință cumva? Pentru că dacă stăm să regăm dorul de Miorița și de alte vreo câteva valori ale civilizației românești, ne dăm seama că este o diferență între dorul nostru și dorul englezilor, că tot vorbeam de Londra. Cum le este englezilor dor? Păi englezii au expresia I miss you, adică îmi lipsești. Adică englezii sunt cu avutul, ei pot să aibă ceva și dacă nu au, le lipsește acel ceva. Sunt mai pragmatici, nu-i așa? Doar românii sunt cu dorul în care intră și durerea, și dragul, și neputința de a-l vedea pe celălalt, și așteptarea îndelungată, și fatalismul, și atitudinea pozitivă, dar și un pic de răzbunare amăruie și chiar agresivă când este vorba de dorul celuilalt față de tine. Adică, practic, noi românii ne pricepem la dor și a venit momentul ca în seara asta să ne lămurim. Ce este cu dorul acesta din punct de vedere psihologic, emoțional? Cum poți să-l administrezi ție sau celuilalt? Și mai ales, care este rețeta de făcut dor? Căci românii sunt plini de rețete culinare. Fiecare ființă se atașează, prieteni. Adică orice persoană se atașează, dar și orice animal. Ce n-ați văzut un câine căruia este dor de stăpânul lui? Cum urlă el după stăpânul lui noaptea, mai ales când este luna plină, cum se aruncă în brațele stăpânului atunci când se revăd și arată cât de mult i-a lipsit și că îl recunoaște și că se bucură de întrevederea, de revederea cu el. Ori dacă un cățel este capabil de așa ceva, noi oamenii de ce nu am fi? Și de ce să nu ne aruncăm unii în brațele celorlalți? De ce să ne ținem așa gomoși? Și ce se întâmplă cu persoanele care nu recunosc faptul că le este dor de cineva? Și mai ales persoanele care nu fac ceva cu dorul pe care l-au. Și copilul tău simte lipsa ta. Dacă ești plecat la muncă undeva, după cum spuneam din teoria atașamentului, reiese că după vreo 3 săptămâni copilului tău îi se schimbă dorul față de tine. Dacă la început te aștepta cu drag să revii, dacă la început spera că dacă nu vii acum cel puțin mai târziu tot o să revii, copilul tău, după vreo câteva săptămâni, începe să se adapteze la celălalt mediu din care tu lipsești și te trezești că nu mai are dor față de tine. E bine, ce înseamnă de fapt să-ți fie dor de cineva? Și cum se manifestă asta, de exemplu, la copilul tău? Copilul tău va fi capabil să simtă acest sentiment de dor dacă una dintre funcțiile cerebrale cele mai importante pentru identificare funcționează destul de matur, și anume funcția de evocare. În tot acest eșafodaj al memoriei, în funcția mnestică a omului, evocarea înseamnă să scoți de la naftalină o informație care a fost trecută undeva în memoria aproape implicită și să o reactivezi. Și să îți imaginezi cum este confruntarea, întâlnirea cu acea persoană de care îți este dor. Dar nu poate să-ți fie doar dor de cineva. Poate să-ți fie dor de ceva, de exemplu, de locul copilăriei tale, de țara ta. Da? Să mai mănânci un cozonac, să mai sari cu parapanta. Poate să-ți fie dor de ceva de care s-a produs atașamentul. Ori după cum spuneam, pentru a-ți fi dor de cineva sau de ceva, este nevoie să-ți funcționeze foarte bine această funcție a evocării.
Cu cât evocarea este mai detaliată, adică îți amintești tot felul de elemente senzoriale, mirosuri, după cum spuneam, culori, peisaje, combinații de senzații, cu atât dorul tău va fi mai puternic. Dacă nu ai foarte bună funcție de evocare și foarte colorată funcție de evocare, este puțin probabil să-ți fie dor de cineva sau ar putea să-ți fie dor de cineva și să nu conștientizezi asta. Sau ai putea să și conștientizezi asta într-o oarecare măsură, dar n-ai fi în stare să descrii dorul tău și să-l comunici. Căci veți vedea, are importanță dacă spui sau nu spui că ți-e dor. Bun. Atașamentul de care vorbeam că stă la baza dorului creează un fel de dependență până la urmă din moment ce tu sesizezi ca fiind o frustrare dorul tău față de acea persoană sau acel ceva. Să nu ai acces la acel ceva și la acel cineva, să te împiedice niște vicisitudini ale momentului, asta da problemă și atunci poți să spui că ți-e dor cu adevărat românește, după cum spuneam, în deplină neputință. Vă să zic că avem atașamentul care creează un fel de dependență. Ce înseamnă dependență? Înseamnă că tu sesizezi că nu poți fără. De exemplu, noi avem dependență față de apă. Fără apă nu putem trăi. Ni se face sete. Și bem. Da? După ce am băut, la revedere. Nu ne mai este dor de apă. Adică așa se întâmplă oare și cu tine și iubitul sau iubita ta, dacă v-a fost dor și v-ați văzut? Doar dacă este vorba de o relație de dependență și nu de iubire. Este o mare diferență între iubire și dependență, după cum vedeți. Vă zic că în iubire te bucuri, mai ales când cel respectiv este prezent și simți lipsa când este absent, în timp ce la dependență, la nevoia de acel cineva, te bucuri puțin când te revezi cu el, consumi ceva momente cu acea persoană și la revedere, s-a stins dorul, s-a stins parcă și iubirea față de acea persoană. Ți-a fost dor? Nu-ți mai e dor. L-ai iubit cât a lipsit, nu-l mai iubești când vine. Dar în afară de dependență mai există și adicția. Mecanismul adictiv, chiar dacă pentru unii înseamnă heroină sau știu și eu, jocuri de noroc, înseamnă și relaționare. Există mecanism adictiv și în relaționare, care este diferit de dependență. Vă să zic că în dependență nu poți să trăiești fără persoana respectivă, simți asta. În timp ce în adicție îți trebuie din ce în ce mai mult și îți trebuie compensație dacă ți-a lipsit persoana respectivă. Și data viitoare ești mai atent cu privirea la separația față de ea. Ori această adicție este prezentă la unele forme de dragoste. Sunt oameni care se îndrăgostesc sub formă adictivă, adică vor din ce în ce mai mult din cealaltă persoană și se manifestă dependența lor atât de vehement încât cealaltă persoană, de care ei devin dependenți și adictivi, tinde să îi dea mai încolo și să se despartă pentru că sunt sufocate. Adicția, va să zic că nu este prea sănătoasă. Bineînțeles că nici dependența nu este ceva, o fericire, da? Pentru că nu ai niciodată ce-ți trebuie. Ba, ai prea mult, ba, îți lipsește. Și unde se plasează dorul? Păi, dorul se plasează și în dependență și în adicție. Dar dorul de dependență este, după cum spuneam, unul care poate fi ostoit, în timp ce dorul adictiv este cel care cere un fel de răzbunare. Și când te întâlnești cu celălalt, căruia a fost dor de tine, ți se pare că se aruncă pe tine și că îți cere tot felul de lucruri în plus, care nu prea sunt la îndemână și nu-ți plac așa cum sunt cerute. Domnule, dar dorul ăsta folosește la ceva? Păi probabil că folosește, uite de exemplu, folosește dorul ca să construiască fidelitatea între cei doi, să spunem că tu ești Gigi, ai o iubită și vrei să-ți fie fidelă cât timp tu pleci. Ești șofer de tir, să spunem, ești plecat cu tirul, da? Și este acasă. Și ți-ar plăcea să-i fie dor de tine, nu-i așa? Nu se spună, bine că ai plecat, ne vedem, pa, las că vedem ce mai facem între timp. Nu, tu vrei să-i fie dor de tine și te gândești că dorul ei față de tine o va face să-ți fie fidea. Și dacă ea ți este fidea, ești fericit, poți să-ți vezi de drumul tău și de eventualele infidelități ale tale. Căci dacă tu nu simți fidelitatea celelalte persoane, parcă nu prea îți vine să fii așa infidel și te gândești cum să faci să verifici.
Deci vedeți că dorul se interpune undeva în acest mecanism al fidelității de la distanță. Mai este ceva. Dorul pare să fie un fel de hrană pentru cei orgolioși. De altfel, de unde vine această nevoie de a-i se face dor celuilalt de tine? E o chestiune de ambiție, de simplu orgoliu, cum spuneam, sau o fi vreun instinct și aici undeva? Prieteni, vă spun, fără să exagerez, eu cred că la baza dorului, dorinței de a-i fi dor celuilalt de tine, este o nevoie teritorială. Și am să menționez acest lucru în cartea cea nouă care urmează după am fost o dată ca niciodată, cartea despre teritoriul virtual. Ce înseamnă ca tu să-ți dorești să influențezi pe ceilalți oameni? Să trăiești în mintea și în sufletul celuilalt. Să te extinzi ca și teritoriu în afectivitatea oamenilor din jur, în preferințele lor, celebritatea. Nu? Vrei să fii celebru măcar în fața unei persoane, ca să folosim expresia așa. Va să zic că poate să-ți garanteze oarecare fidelitate dorul acelei persoane, dar nu peste o limită. Dacă e dor, e dor, e dor, s-ar putea să nu-i mai fie dor la un moment dat pentru că se ivește o altă intensitate. Și poate să fie nevoia ta de a influența acea persoană și a-i domina afectivitatea, făcând-o să-i fie dor de tine. Și bineînțeles că mai este și o chestiune de inteligență emoțională. A cui? Păi inteligența emoțională nu este a persoanei de care ți-e dor. Este a ta, prăpăditule, om căruia este dor de cineva. Tu ești inteligent emoțional în momentul în care simți dorul, faci ceva cu el și îl comunici sub o formă sau alta. Bun. Care sunt manifestările clinice ale dorului? Da? Cum se manifestă, domnule, când ți-e dor? Ce faci? Da? Păi, în primul rând că îți vine în minte persoana de care ți este dor în anumite momente ale zilei. De ce în anumite momente ale zilei? Este vorba de acele momente care te leagă de acea persoană și care constituie niște amintiri. Vezi funcția de evocare. Va să zic că dacă funcționează din plin funcția ta de evocare, vei simți lipsa celelalte persoane când te speli pe dinți și îți amintești că vă spălați amândoi în baie cot la cot pe dinți, când râzi copios la un film și te uiți în dreapta și nu este acea persoană să râdă cu tine, adică în acele momente care îți amintesc, îți evocă prezența celelalte persoane. Dar există, bineînțeles, și aici o extensie oarecum dezechilibrată, și anume când îți amintești de acea persoană nu doar când faci ceva, ci și prima oră dimineața când te trezești. În examinările clinice pe care le fac cu pacienții mei, de multe ori întreb la ce se gândește omul dimineața, prima oră când se trezește. Asta ar putea să-ți dea oarecare informație despre obsesivitatea acelei persoane, că de marcată este de acel ceva la care se gândește pentru prima oară în ziua respectivă. Și dacă pentru prima oară în ziua respectivă se gândește la tine, înseamnă că este dor de tine sub o formă obsesivă. Ori asta nu este tocmai bine, tocmai avantajos pentru acel om. Ar fi minunat ca să își aducă aminte de tine cu privire la anumite episoade din evocare, după cum spuneam, dar nu tot timpul sub manieră obsesivă, pentru că asta arată că este o persoană dezechilibrată din cauza dorului de tine. Și că undeva este o dependență sau chiar o adictivitate. Bun. Cauți. O altă manifestare a dorului este că începi să cauți. Te trezești că te duc pașii într-acolo. Te trezești că totul este despre persoana respectivă. Te trezești că nu poți să faci anumite lucruri pentru că nu este ea prezentă. Va să zic că în faptele și în drumurile tale persoana respectivă este prezentă. Și mai există o manifestare clinică, să-i spunem așa. Persoana respectivă, ai vrea ca persoanei respective să-i fie la rândul ei dor de tine. Nu doar ție să-ți fie dor de ea, și ei să-i fie dor de tine. Ori acest lucru nu se întâmplă întotdeauna și de aceea facem această convorbire de astăzi, luni la ora 19, la seducții și fidelități, pentru că discutăm despre cum să manifesti un echilibru în dorul pe care îl produci tu celuilalt față de dorul pe care ți-l produce acea persoană, ție. Trebuie să existe o balanță undeva aici.
Și mai este ceva. Domnule, poți să te îmbolnăvești de dor? Da. Poți să te îmbolnăvești de dor. Nu glumesc. Există o anumită patologie a atașamentului care poate să producă niște sindrome depresive până la nivel de catatonie, se numește în psihiatrie. Adică persoana respectivă poate să fie atât de dezadaptată social și emoțional încât nu mai face nimic de dorul cuiva. Unii spun că riscă să moară de inimă rea, dar cea mai frumoasă poveste legată de această situație clinică este sindromul frumoasa din pădurea adormită. Știți foarte bine, domnișoara respectivă din povestea omonimă era o domnișoară care nu se mai trezea. Dormea ca și cum era decedată și era plasată undeva în pădure și nimeni nu putea să o trezească, deși ea părea vie, ca și cum dormea. Și părinții ei s-au străduit să afle ce se poate face pentru ca ea să-și revină. Nimeni nu reușea să o ajute. Cine a ajutat-o? Respectivul făt frumos, numitul făt frumos, care venind, a sărutat-o pe gură și în momentul acesta ea s-a trezit. De ce s-a trezit ea? Tocmai atunci când a primit fix ce-i trebuia. Ori asta înseamnă că sindromul frumoasa din pădurea adormită este un fel de suferință depresivă, cronică și din ce în ce mai profundă, până la sindrom catatonic. Sindromul catatonic este când pacientul stă la pat lungit și nu mișcă, nu vorbește, nu face nimic, respiră foarte discret, nu-i trebuie nimic, slăbește, nu se hrănește, nu participă la viața celor din jurul lui. Este o formă severă de depresie, catatonia, și există și catatonia ceroasă, se numește în clinica psihiatrică, în care dacă îl pui pe pacientul respectiv să șadă sau îi îndoi mâna într-o parte, rămâne așa cu mâna îndoită și nu și-o mișcă decât dacă tu i-o miști și o lași pe pat. Acest sindrom catatonic este prezent în diverse afecțiuni intense din punct de vedere psihiatric. Și este prezentă și la frumoasa din pădurea adormită, care ea este atât de dor de cineva, încât doar prezența acelei persoane o poate scoate din catatonia respectivă. Da, am văzut sindrome de frumoasă din pădurea adormită și la bărbați, nu numai la femei. Într-adevăr, include o oarecare componentă histrionică, personalitatea celui care pățește așa ceva, dar nu este de glumit cu astfel de stare și, de multe ori, trebuie multă măiestrie să găsești cine este făt frumosul acela care poate să o scoată din acest sindrom. Da, prieteni, mă tot lungesc cu vorba. Dați-mi voie să văd ce ziceți voi pe aici prin comentariile voastre cu privire la dorul, relația cu dorul. Tiberiu, și am putea să scăpăm vreodată fără medicamente de depresia dorului? Da, după cum spuneam, doar dacă vine antidotul, adică persoana sau situația de care ți este dor. De aceea, când ție ți este dor de țara ta, fiind plecat undeva, trebuie să faci ceva ca să ostoiești acest dor, ca să nu ajungi la catatonie, la diverse forme de depresie, care fac parte de multe ori din tulburările de adaptare la acea țară în care ai plecat. De exemplu, să-ți iei cu tine câte ceva. Nici nu știți câtă importanță au magazinele astea alimentare de colți, din Londra, din Quebec, din Washington, de pe unde or fi ele, cu produse românești tradiționale și în care vin românii care au plecat de ceva timp să se hrănească mai degrabă, să-și hrănească dorul decât burta, cu sărmăluțe, brânzică, telemea și mălai românesc. Cum să uiți de dor, întreabă Vio. Răbdare, că ajungem și la asta, dar vreau să văd ce părere aveți voi. Cum să facem să nu ne mai fie dor de o persoană care ne-a părăsit? Bineînțeles că asta este problema numărul unu. Bun. Dorul de copii este cel mai greu, zice Anastasia. Adică dorul copiilor față de părinți sau dorul părinților față de copii? Și zice, întreb așa, pentru că gradul de neputință este diferit. Și când te gândești că unui copil poate să fie atât de dor, dar el nu poate să facă ceva pentru a ajunge la părintele lui, în timp ce părintele lui spune că și mie mi-e dor de tine, puiule, dar nu se mișcă, nu-și mișcă fundul de acolo de unde e, ca să vină la copilul lui măcar o dată la 3 săptămâni, atenție, dacă vă lăsați copiii undeva,
la bunici, în țară, oriunde și plecați, nu plecați mai mult de 3 săptămâni. O să ziceți că sunt obsedat de aceste 3 săptămâni, însă pagubele emoționale și de perspectivă socială sunt destul de serioase și de-aia insist pe acest termen. Și dacă mă trezesc cu gândul la ce am de făcut la muncă, adică la iar muncă, cred că e mai greu cu trezitul. Dacă te gândești la muncă atunci când te trezești, nu înseamnă neapărat că ți-e dor de muncă, vrei să spui, ba da. Dar există și un fel de dor negativ, adică se produce acea dependență față de ceva cu care tu nu ești de acord, de fapt, rațional vorbind. Adică există oameni care se atașează de dușmanii lor, nu știu dacă știți. Există oameni care se atașează de elemente nefavorabile pentru ei, dar care s-au tot repetat și nu acceptă dispariția lor. Și așa este de multe ori și cu serviciul. Ai de rezolvat și ai mai tot avut de rezolvat și te întâlnești cu aceeași persoană care te critică și te gândești cum este să te duci să-i mai zici încă ceva și practic îți este dor, dar de ceva de care nu-ți place neapărat. Pentru că, prieteni, există și dorul negru, ca să-i spunem așa, față de cineva pe care nu-l iubești neapărat. Și zice Maria, adică să-ți fie dor, dar nu prea, să nu te dezechilibrezi. Păi da, tu nu poți să reglezi cât dor îți este ție, dar poți să reglezi cât dor este celuilalt de tine și aici se poate crea un echilibru. Dorul diaconu. Cu mine să ai relație? Da. Da, mă referam la dorul cu dâmica, ați văzut că l-am scris cu dâmica să nu se nască nu știu ce confuzii. Iubitul meu își ascunde sentimentele, spune că nu îi e dor de nimeni, dar se poartă ca și cum i-ar fi fost și îi place dacă îi spun că mi-a fost dor de el, zice Eva. Corect, foarte bună observație. Se vede că sunteți pe cale de a cunoaște ce este bărbatul în esența lui, și anume o ființă care simte pe dinăuntru, dar nu prea arată pe din afară și care se panichează dacă îi sunt descoperite sentimentele. De aceea, într-adevăr, dorul bărbatului se evaluează faptic. Nu trebuie să-l pui pe bărbat. Spune-mi că ți-a fost dor de mine. Ce ție nu ți-a fost dor de mine? Zi-mi odată că ți-a fost dor de mine. Și el zice, nu mi-a fost dor de tine. Și te simți groaznic că spune așa ceva. Păi nu. Nu este ok să smulgi așa ceva de la o ființă care nu este capabilă să exprime sentimente din cauza inteligenței emoționale care a fost maltratată în copilărie. De către mamă, de cele mai multe ori. Monica, dorul ne face vulnerabili. Face parte cumva această vulnerabilitate din dragoste? Da. Căci este una dintre vulnerabilitățile pe care le accepți. Adică, practic, când ție ți este dor de cineva, este la fel de umilitor ca atunci când spui că iubești pe cineva, ca atunci când accepți că mintea ta și sufletul tău sunt direcționate către acea persoană și îți dai seama că nu ai ce face și că nu poți să controlezi. Asta este una dintre tainele menționate și în patristică, adică cele trei taine sunt nașterea, dragostea și moartea. Nu poți să le controlezi, sunt date și așa cum îți sunt date, îi face bine să le primești. Și dacă dorul de țară și de neam devine obsesie, ce ne facem? Doare așa de rău și după 30 de ani doare poate mai tare. După cum spuneam, sunt unele lucruri de făcut și anume aceste fragmente care evocă locul, diversele aspecte ale vieții în acea zonă și mai ales capacitatea de a te deplasa. Căci așa cum te-ai deplasat să pleci, te poți deplasa și să te întorci uneori. Otilia, este normal să-ți fie dor, dar nu în sens obsesiv. Da, este normal să-ți fie dor într-o manieră evocată, cum spuneam, dar mai puțin obsesională, pentru că în obsesie începe să apară riscul de a-ți strica viața, programul zilnic, prioritățile, valorile celelalte. Nicoleta, controlul obsesiv este o manifestare a dorului? Să știi tot timpul ce face cealaltă persoană? Are vreo legătură cu dorul? Să știi tot timpul ce face acea persoană nu este neapărat un dor, cât este o formă de dependență. Și vrei să știi aceste detalii pentru că este despre tine toată această poveste. Și poate că dacă mai ești și în personalitate puțin paranoid, adică ești suspicios de felul tău, urmărești cu obstinație să vezi ce face acea persoană ca să-ți confirmi
diversele ipoteze de suspiciune. Ștefi zice, dorul, pe scurt, este o depresie. Există mai multe grade emoționale care sunt din categoria depresiei, dar noi discutăm aici despre clinic. Ce înseamnă clinic, de fapt? Înseamnă să poți pune un diagnostic și să tratezi. Ce este subclinic înseamnă că este o manifestare, o oarecare tulburare, dar nu constituie o boală, nu poți să-i pui un diagnostic și nu ai de ce să o tratezi. De exemplu, melancolia, nostalgia. Sunt și le părți oarecum premergătoare unei eventuale depresii, sunt în aceeași categorie de dispoziție negativă și de încetinirea ritmului activității și de oarecare stimă de sine mai scăzută, căci omul căruia este dor parcă e un pic mai umil decât cel care pretinde că nu este dor. Și deci, da, există elemente subclinice, să le spunem, cum este și melancolia, cum este și dorul, care nu înseamnă depresie clinică. În concluzie, zice Loredana, este bine sau nu să-ți fie dor? Este bine ca atunci când îți este dor, căci dorul tău este produs de către cealaltă persoană, deci nu ți-l faci tu. Dar este bine să știi ce ai de făcut cu dorul tău, da? Pe care ți l-a produs cealaltă persoană prin felul ei de a fi. Da? Și probabil că, după cum spuneam, ai și tu unele predispoziții de a-ți fi dor prin faptul că ai această calitate, și anume capacitatea de evocare detaliată. Așa, ce mai ziceți voi pe aici? Marieta, este posibil să iubești, dar să nu îți fie dor? Bună întrebare. Este posibil să iubești și să nu-ți dea seama de toată amplitudinea iubirii tale și să nu îți fie dor pentru că tu nu crezi că poți să pierzi pe persoana respectivă. Pentru că tu ești convins că poți să o ții pe acea persoană lângă tine și că nu are rost să plece. Dacă însă pleacă de lângă tine și ție nu ți este dor de acea persoană, toată lumea se întreabă dacă tu cumva o iubești pe acea persoană. Și se pare că, într-adevăr, nu este vorba de iubire, dar să nu ne grăbim, diagnosticul între ghilimele se pune la reîntâlnire. Dacă te bucuri foarte tare să te întâlnești cu persoana de care ziceai că nu ți-a fost dor, înseamnă că ți-a fost dor. Dar nu ești capabil să recunoști. Este posibil să iubești în același timp să se impună o pauză în relație? Zice Marieta. Din păcate, Marieta, dacă este să fim obiectivi, da, se întâlnește astfel de situații în care avem două persoane, dintre care cel puțin una are o problemă de personalitate. Deci este un pic dificil în relaționare. Și asta înseamnă că din când în când să se poată interpune ceva spațiu între cei doi, măcar spațiu temporal, adică să petreci mai puțin timp cu persoana respectivă, timp continuu. Dacă persoana respectivă este mai histrionică, mai borderline, mai obsesivă, mai agresivă, da? Chiar mai depresivă uneori, este necesar să mai stați puțin separat, să nu stați numai continuu împreună și acest lucru poate să facă posibil o relație pe termen lung. Romelia. Adicția sau dependența și iubirea pot coexista sau se exclud? Da, ele pot coexista și de multe ori sunt confundate unele cu altele. De exclus nu prea se exclud, pentru că te surprinzi pe tine oricât de echilibrat ai fi, că de multe ori iubind simți un fel de adicție față de persoana respectivă, da? Simți dependența în primul rând. Dacă este dezorganizată relația cu acea persoană, simți și adicția. Și este minunat să fii conștient de aceste lucruri, pentru că acest comportament al tău, dacă nu este cât de puțin administrat, poate să producă respingere din partea celelalte persoane. Barabim zice așa, vorbind despre fidelitate, ce este, domnule, mintea bărbatului însurat? Era să zic multe, dar îmi vine mai ușor să spun puține. Pentru că în mintea lui există doar începuturi de idei, diverse fantezii. Bărbații însurați au atât de multe fantezii cum nici măcar un băiat virgin nu are. Este ceva fantastic și lucrul ăsta se întâmplă mai ales din cauza competiției cu ceilalți bărbați însurați, mai puțin decât el sau neînsurați.
Și astfel este foarte important ce este în mintea prietenilor bărbatului însurat. Bun, dar haideți să vă mai zic câte ceva din ce v-am pregătit. Doar vă amintesc că și voi, prieteni, puteți să deveniți prieteni, cunoștințe, frate sau soră ai Institutului de Relații Umane cu aceste live-uri pe care le facem, cu publicațiile pe care le scoatem și cu proiectele pe care le punem la cale. Intrând pe patreon.com/drandrei, veți primi în fiecare săptămână câte un capitol în exclusivitate din noua mea carte Am fost o dată ca niciodată, despre cum gândesc copiii. În pregătire este cartea despre teritoriul virtual, adică cum fugim noi de pe pământ în alte zone pe care să le dominăm în mințile celorlalți. Și, bineînțeles, primiți după fiecare live din acesta de luni și marți, primiți câte un filmuleț scurt în exclusivitate despre practicalitățile din discuția din seara anterioară, astfel încât să le aveți condensate și să le puteți pune în practică mai ușor. Și de asemenea, bineînțeles, tot felul de alte filme care sunt în pregătire pentru uzul vostru în exclusivitate pe patreon.com/drandrei. Dar să ne întoarcem la relația ta cu dorul. Dom'le, dispare vreodată dorul? Da. După cum spuneam, cu privire la copilul căruia este dor de părinții lui, dorul începe să se stingă pe măsură ce atașamentul față de părinți se nuanțează, devenind o amintire care este surclasată de alte evenimente importante și de alte atașamente. Căci noi, oamenii, suntem atașați de mai multe lucruri deodată, dar mai ales de o succesiune de lucruri. Chiar și de salamul de Sibiu ai fost atașat într-o vreme, după care ai început să mănânci tobă și ai lăsat salamul și te-ai atașat după aceea de legume fierte, că te-ai gândit că trebuie să slăbești. Adică există succesiuni mai degrabă în atașamente, dar există și concomitențe la care trebuie să fim foarte atenți. Și atunci, lipsa de contact poate să diminueze dorul. Știți, este chestia aia cu ochii care nu se văd, se uită. Adică, practic, omul respectiv, dacă nu mai are deloc contact cu tine, oricât de dor ar fi fost, până la urmă, mai spune așa într-un timp că este dor, dar dacă tu apar pe Facebook și tot postezi și omul respectiv accesează ce postezi tu, normal că dorul lui se reactivează, nu? Dacă ai niște prieteni care se întâlnesc cu persoana respectivă și tot povestezi pe tine, știi ce face? Acum s-a mutat cu serviciul mai aproape de tine. Bineînțeles că dorul se reactivează pentru că există evocările stimulate de cei din jur. Am o recomandare pentru tine. Nu te apuca să reproșezi dorul. Nu te apuca nici măcar să întrebi dacă cuiva este dor de tine. Pentru că cea mai frumoasă descriere a dorului este cea spontană, să vină persoana respectivă să-ți spună mi-e dor de tine sau mi-a fost dor de tine. Care o fi diferența între astea două? Păi mi-e dor de tine înseamnă urmează să ne vedem, mi-a fost dor de tine înseamnă ne vedem acum și mi-aduc aminte cât de mult am suferit pentru că nu erai lângă mine. Acest mi-a fost dor de tine este destul de valoros pentru evaluarea relației pe care o ai cu persoana respectivă. Deci, dacă persoana spune mi-a fost dor de tine și nu ți-a spus înainte mi-e dor de tine, înseamnă că a suferit sub o formă ușor disfuncțională. Dacă spune mi-e dor de tine și după aceea spune mi-a fost dor de tine, înseamnă că într-adevăr i-ai lipsit, a consumat ceva din tine și se bucură că are. Dacă însă spune mi-e dor de tine și nu mai spune mi-a fost dor de tine, înseamnă că este o persoană ușor mai infantilă care depinde de acțiunile tale. Bun, dar ce înseamnă de fapt să îi cer cuiva să fie dor de tine? Poți să faci lucrul ăsta? Înseamnă că de fapt tu ai nevoie de acea influență de care vorbeam. Vrei tu să fii prezent în mintea și în sufletul celorlalte persoane. Ai nevoie de teritoriu în rândul oamenilor. Bun, ce poți să faci cu dorul? Păi cu dorul ai de făcut următoarele lucruri. În primul rând să parcurgi distanțele. Deci în momentul în care ție este dor de cineva, trebuie să faci ceva, nu doar să o spui și atât. Și sunt tot felul de lucruri de făcut când îți este dor. Da? Deci, după cum spuneam, mai ales dacă ești bărbat, este extrem de important să fii capabil să parcurgi distanțe.
faptul că te duci la persoana respectivă, la femeia respectivă, arată cât de dor ți-a fost de ea și că ești și capabil să faci ceva. Nu ești într-un dor neputincios de natură mioritică. Și atunci, ce faci cu dorul? Îl comunici? Da? Îi spui celălalt, mi-e dor de tine, sau mai bine taci naibii din gură că te faci de râs? Este bine să îi spui că ți-e dor de el dacă ești și în stare să faci ceva. Adică, de exemplu, să te duci sau să îl aduci pe celălalt la tine. Da? Dacă însă nu se soldează cu o acțiune favorabilă, să spui că ți-e dor este mai degrabă o antireclamă pe care ți-o faci. Bun. Vă să zic că poți să parcurgi distanțe. Ce mai poți să faci cu dorul în momentul în care ți este dor? Da? Ai putea, de exemplu, să disimulezi dorul, să te prefaci că nu ți este dor, cum fac foarte mulți bărbați sau unele femei care au fost crescute mai degrabă de taților? Da, ai putea să faci și acest lucru, însă se va întoarce împotriva ta, pentru că devii disfuncțional în relație. De exemplu, devii agresiv cu persoana de care de fapt ți era dor. Începi să-i faci reproșuri, să o acuzi de suferința ta pentru faptul că ți-e dor. Așa fac foarte mulți bărbați. Adică, practic, dacă tu ești femeie și ai un partener de la distanță, un bărbat minunat, dar care te atacă așa din senin, îți face tot felul de reproșuri și zici, măi, dar stai puțin, nu ne-am mai văzut de 3 luni de zile, de ce mă jignești în felul ăsta? Să știi că este posibil să-i fie dor de tine, dar nu știe ce să facă cu asta. Nu are nici capacitatea să vină. I se pare că tu ești mama lui care poate să vină la el în zbor când are el nevoie și de ce nu o faci și te ceartă pentru asta. Adică, practic, vorbim aici de cele mai multe ori de neputință în situație de dor. Ori asta este o chestiune care trebuie rezolvată. Da? Ți-e dor, dar trebuie să fii și în stare să faci ceva cu asta. Cum să nu îți fie dor? Că na, am ajuns să discutăm și pe asta. Adică, e posibil să îți dorești să nu-ți fie dor de cineva pentru că tu nu vrei să cazi mai jos. Sau pentru că ți se pare că oamenii cărora le este dor sunt niște oameni slabi, penibili și așa mai departe. Bun, dacă vrei, îți spun, uite, ca să nu-ți fie dor, este important să te cultivi pe tine. Am mai discutat despre acest element cu privire la dominațiile în cuplu, da? Adică, prieteni, există un principiu extrem de valoros în cuplurile erotice. Și anume, trebuie să existe un echilibru între eu al meu și eu al tău. Adică, practic, ca ție să nu-ți fie dor patologică atât de rău și de neputincios, este important să existe și eu-ul tău, nu numai eu-ul meu de care ție-ți e dor. Da? Și atunci, făcând acest echilibru între personalități, dorul poate să fie și el împărtășit. Da? Și nu este doar așa atribuția unuia dintre cei doi. De asemenea, ca să nu-ți fie chiar așa de dor, merită să ai niște intensități concurente cu dorul. Adică dacă dorul este cam atâta, să mai existe și altceva în afară de dorul de persoana aceea care să fie mai pe aici sau mai sus, o pasiune de cele mai multe este foarte bună. Da? De exemplu, relația cu caii poate să fie pasionantă, da? Și se face dor de călărie ceva mai tare decât de dorul. Și ai să vezi că poate să fie bine. Sau alte atașamente, da? Prieteni, rude, domenii, da? Să te atașezi, să le faci să fie plăcute, să împărtășești o felul de situații emoționante cu acei prieteni, acele rude, cu acele domenii pasionante pentru tine și competiția de care vorbeam începe să fie pusă în mișcare. Bun. Dar bineînțeles că vine prăjitura, da, pe care v-am promis-o. Și anume, domnule, cum să produci dorul cuiva? Rețeta de făcut dorul de care vorbeam. Păi poți să produci dorul cuiva în primul rând, oferindu-i acelei persoane lucruri neterminate. Adică îi oferi puțină prezență de a ta și după aceea pleci mai devreme decât să-și închipuia. Da? Îi comunici un mesaj frumos sau interesant și nu îl termini. Da? Îl soliciți și chiar poți să te și răzgândești să nu mai soliciți.
Aceste lucruri neterminate produc nevoia de a accesa persoana ta în continuare. Nu poate să lase lucrurile așa. Și am mai discutat despre acest efect gestalt de câteva ori până acum. Nu vreau să credeți că sunt atât de decrepit încât le repet. Dar se aplică și în această situație a dorului. Da? Lucrurile neterminate duc către dor. Altă tehnică. Contrastele. Să nu crezi că îi este dor cuiva de tine dacă tu ești tot timpul așa. La început s-ar putea să-i convină că ești tot timpul așa. După care, dacă tu ești tot timpul punctual, dacă tu ești tot timpul vesel și atât și nu te superi niciodată, dacă ești tot timpul romantic și nu ești niciodată vesel, acest lucru nu prea produce dorul celuilalt față de tine decât dacă întâlnește pe altcineva care este invers decât tine. Adică dacă tu ești un om vesel și întâlnește pe cineva morocănos, ar putea să-i se facă dor de tine prin compensație. Dar trebuie să fii foarte atent la acest dor compensatoriu. Spuneam mai devreme că în afară de dorul mioritic ăsta, cunoscut de noi, există dorul negru, da? Negativ, când îți este dor de ceva care de fapt nu-ți place, pentru că s-a produs atașament, dar avem și acest dor compensatoriu care nu este despre tine, de fapt este despre celălalt cu care persoana respectivă are o relație în sinea ei sau în practică. Da? Și să zică, știi, m-am căsătorit anul trecut, dar mi s-a făcut așa un dor să mai vorbim și noi. Și îți dai seama că tu de fapt servești pentru completarea personalității celelalte persoane. Ce ai de făcut în situația asta este să o cunoști pe cealaltă persoană și să faceți o relație. Da? Chiar dacă ți se pare inutil pentru tine, echilibrează foarte mult lucrurile și atunci tu nu mai ești destabilizat de dorul fostei sau fostului tău de tine. Da? Va să zic că lucruri neterminate și contraste. Contrastele, da? Schimbările de atitudine, una caldă, una rece sau cinci calde, una rece măcar, sunt foarte bune pentru a produce acea dependență de care vorbeam. Da? Rămâi în memoria persoanei respective pentru că nu poate să uite acest, nu te poate uita prin acest contrast, te percepe mai bine. Legea intensității, cât că o știți, am tot evocat-o pe aici. Dom'le, legea intensității spune că tu, dacă ești mai intens decât oricine altcineva, tu ești subiectul amintirilor evocate și tu vei face subiectul dorului acelei persoane. Vrei tu să îi se facă dor de tine, după cum spuneam, probabil că ai nevoie de teritoriu în inimile oamenilor. Da? O altă atitudine care poate să producă dor este amintirea comună evocată. Da? Îi scrii un mesaj și scrii, mai ții minte când am fost noi la mare iarna și era marea înghețată și noi ne gândeam care este ultimul val care a înghețat. Și a, da, ce romantic, ce frumos, să-și aduce aminte de tine și normal că spune, mie dor de tine. Adică e simplu, nu? Se folosește pe bandă rulantă această metodă de a povesti împreună cum a fost când erați într-o situație comună, într-o întâmplare comună și atunci persoana respectivă aproape imperios spune că este dor de tine. Dar bineînțeles că este un element foarte important pentru a-i se face dor cuiva de tine și cred că îți dai seama cât de simplu e. Dom'le, trebuie să mai și pleci, că dacă nu pleci, nu se face dor de tine. Da? Măcar dă-te mai încolo. Măcar fă-te că nu o bagi în seamă. Da? Dar trebuie să se întâmple ceva din această sferă ca persoanele respective să-i se facă dor de tine. Dar dacă cuiva nu-i se face niciodată dor de tine, pleci și nu-i se face dor deloc de tine. Ce-o fi însemnând asta? În schimb zice că da, mă bucur dacă te întorci. Pentru că această situație se întâlnește frecvent la unii bărbați. Da? Te lasă să pleci, te simte bine și fără tine. Da? Dar dacă te întorci, zice, wow, ce bine că ne-am întâlnit. Problema este, episodul se întâmplă cam așa. Acel bărbat nu prea are nevoie de tine și nu prea are așa mare iubire și dragoste sau atașament față de tine. Pentru că el știe că poate să trăiască fără tine și că are întotdeauna înlocuitoare. Da? Și tu pleci. Și are o înlocuitoare. După care în acest timp îi se cam ia de înlocuitoare și se bucură de reîntoarcerea ta pentru că tu stabilești contrastul de care vorbeam, compensația. Da?
Și atunci am zice, ce bine că te revăd, da? Și trebuie să fim foarte atenți la aceste alternanțe de parteneri pe care unii bărbați le practică. Nu că n-ar fi bine pentru ei, probabil că pentru ei este oarecum confortabil, dar este foarte greu și grav uneori pentru femeia respectivă, pentru că nu știe ce să mai creadă. Mă vrea sau nu mă vrea? Când mă vrea, când nu mă vrea? Când vin, se bucură, când plec, nu se întristează? Care o fi adevărul? Ăsta este adevărul. Acel bărbat reușește să compenseze o femeie cu altă femeie. De altfel, există și destul de femei care știu să facă acest lucru, să compenseze un bărbat cu alt bărbat, și se pare că fenomenul este din ce în ce mai răspândit în ziua de astăzi, pentru că există aceste competențe înguste pe care le au oamenii și probabil că pentru a face un partener ideal îți trebuie vreo 30-40 de cetățeni de același sex care să se completeze unii pe alții. Bun, hai să vedem ce ziceți voi pe aici, că nu v-am mai băgat în seamă de ceva timp și nu vreau să vă supărați. Dor, zice Maier, dacă mă uit la poze cu mine vechi de când eram bebeluș, stați așa că așa, micuță, tot timpul plâng de dorul copilului din mine, am doar 24 de ani, oare ce o să fac la 80 de ani? E, când ți-e dor de tine, de fapt ai un fel de nostalgie, cum vorbeam noi de acele manifestări subclinice ale depresiei, care nu înseamnă depresie, da? Dar care probabil că presupun oarecare neputință de a mai întoarce vremurile. Da? Este ok să ai evocarea aceasta, este ok să ai evocări și de anul trecut și de alaltăieri. Dacă ai evocări și de alaltăieri, înseamnă că încă n-ai făcut Alzheimer și este foarte bine. Înseamnă că viața ta este un șir continuu de întâmplări. Laura, cum îți trece dorul definitiv? Ha! Dorul definitiv înseamnă ceva mai intens și permanent în viața ta. Acel ceva care este nou, intens, trebuie să fie și permanent ca să treacă dorul definitiv. Dacă însă mai există evocări, după cum spuneam, sub diverse aspecte ale vieții despre persoana de care ți era dor și după aceea nu ți mai era dor și iar ți-e dor, este pentru că aceste întâmplări vin, sunt aduse de multe ori de prieteni, de rude, după cum spuneam, sau de obiecte din jurul tău și probabil că ar trebui să faci curățenie. Distanța face dorul mai intens sau trăirile frumoase cântăresc mai mult? Trăirile, oricât de frumoase ar fi, dacă nu sunt combinate cu oarecare distanță, măcar din când în când, devin otrăvitoare. Da? De aceea, dorul devine și el esențial, măcar parțial, măcar din când în când, pentru ca relația să aibă acest echilibru sănătos. Da? Și celălalt să te caute, îți place să te caute, instinctual, noi de-aia ne dorim să fim căutați de celălalt pentru că vrem să știm dacă mai existăm sau nu pentru el sau ea. Cum să procedezi când bărbatul are o iubită mai tânără și totuși nu te lasă să-ți vezi de viața ta, te hărțuiește continuu ca să te întorci? Păi trebuie să-ți dai seama că are nevoie și de o mamă, nu doar de o iubită și că probabil de la tine are beneficiile acelei dedicații pe care a avut-o de la mama lui sau de la arhetipul mamei lui. Poate n-a fost mama lui aceea, ci bunica sau altă femeie capabilă să-i producă oarecare dependențe. De ce apare sentimentul de a nu fi tu? Ei, sentimentul de a nu fi tu, Nicoleta, este un sentiment de derealizare, este o trăire de derealizare, așa este numită ea în psihiatrie. Nu este neapărat un simptom de boală, dar este expresia unei nevroze de multe ori și anume faptul că nu te simți ancorat în realitate, nu-ți percepi foarte bine identitatea și asta se întâmplă când o persoană a fost dependentă de cineva și nu mai are acces la facilitățile respective. Sofia, mi-e dor de copilărie, de bunici, de părinții care au murit și nu am avut timp să mă satur de ei, adică de trecut și nu e prea bine. După cum spuneam, dorul însoțit de neputință nu este tocmai ușor de suportat și de aceea poți să acționezi asupra acestui dor care este mai negru, da? După cum ziceam, de lucruri care se exprimă neputință, aplicând ce ziceam mai devreme, da? Cultivându-te pe tine, echilibrul între eu-ul tău și al altor persoane, să ai niște intensități concurente, să ai accesul la copii
și la copiii contemporani, nu doar la cei care ați fost și așa mai departe. Elena, la noi nu a mers această metodă a compensației, deși am avut o căsnicie de 15 ani. Îmi spunea că binele o să dureze 2 săptămâni. Mă gândesc și eu că era o înlocuitoare. Da, această metodă a compensației nu este cea care te face fericit. Da? Și de aia ziceam că nu este ok să trăiești cu compensația, adică celălalt să vină la tine când are nevoie de tine, să se ducă la acea persoană când s-a săturat de tine. Nu este deloc ok, pentru că distruge inimile persoanelor care sunt folosite pentru compensație. Cristina, după 6 ani de certuri și împăcări, nu mai suntem împreună, însă mie mi-este foarte dor. Este deja cu alta, sunt o persoană puternică, nu am luat-o razna, dar nu știu ce să fac ca acel individ să dispară din capul meu definitiv și lui să îi fie dor de mine, să se tăvălească pe jos, cum mi s-a întâmplat mie și lui nu i-a apăsat. Da, de multe ori se întâmplă asta cu persoana care constată că fostul sau fosta este cu cineva, mai face și un copil și tu simți că nu s-a întâmplat în viața ta ceva mai intens decât atât. De aceea, acțiunea trebuie să fie în viața ta și nu în viața acelei persoane. Cu cât te preocupi mai mult ce să-i faci ca să dispară, cu atât se întărește mai mult evocarea asupra acelei persoane. Deci este de schimbat stilul de viață și stilul de persoane cu intensități mai mari și cu dezvoltare. Altfel este greu să treacă un dor de genul ăsta. Georgiana. Dor? Ah, da, asta am mai citit-o. Mia, dacă numai tu lupți și ea este pasivă, înseamnă că nu reprezinți nimic pentru ea. Într-o iubire adevărată trebuie să lupte amândoi. Să lupte amândoi cine cu cine. Vedeți că mâine seară, marți, avem la grupul de control al emoțiilor tema lupta și arta revoltei. Dom'le, cu cine ne luptăm? De ce avem această cultură a luptei? De ce ne spun părinții că viața este o luptă? Cum ai că să te lupți? E adevărat, există supraviețuirea de care avem nevoie ca să ne simțim normali. Pentru că dacă nu ne zbatem pentru supraviețuirea noastră, simțim că nu prea avem pentru ce să trăim și că doar consumăm și ne trebuie stimulenți niște artificiali. Însă să spui așa de dragul dictonului că viața este o luptă, e adevărat, perseverența este foarte bună, este adevărat, e bine să ai niște obiective, niște viziuni în viață, însă să o iei așa în tragic că totul este o luptă și că trebuie să lupte, îndrăgostiții trebuie să lupte. Da, auzi frecvent această afirmație, eu lupt pentru relația asta și tu nu lupți pentru ea, cu cine? Cu cine să lupți? Cu ce e în tine? Cu ce este în partenerul tău? De ce să arate o confruntare totul când de fapt puteți să stați unul lângă altul și să nu existe luptă între voi? Poate un bărbat să spună mi-e dor de tine după o lună? Întreabă Wing. Ha. Da, însă trebuie să fim atenți ca nu cumva lui să-i fie dor de ceva, nu de cineva. Adică de multe ori bărbații spun mi-e dor să mai fac dragoste cu tine pentru că n-am mai făcut de ceva timp. Nu, asta nu înseamnă că e doar de tine. Când este doar de tine, se includ aici, bineînțeles, mai multe activități și ar trebui să afli care sunt acele activități care îi plac acelui om, exceptând activitatea sexuală. O prostie lucrurile neterminate, zice Oana Maria. Da, irită, nu-i așa? Te indispun. Mai ales când ești un om obsesiv și trebuie neapărat să duci la capăt, să vezi lucruri întregi. Depinde în ce mediu ai crescut. Dacă ai fost crescut în mediul lucrurilor întregi, care trebuie neapărat să arate într-un fel, atunci bineînțeles că ești foarte iritat de lucrurile care sunt pending, care încă nu s-au întâmplat. Și totuși vei vedea că dacă ești înconjurat de lucruri terminate, parcă n-ai nimic. Trebuie să se întâmple ceva și aștept să se întâmple ceva. Maria, ce să faci când îți este dor de o persoană toxică, chiar dacă tu la nivel mental ai înțeles că nu e pentru tine, dar emoțional nu reușești? Mm-hmm. Ei, după cum spuneam mai devreme, dorul față de o persoană toxică poate să însemne dorul față de ceva. Și nu trebuie să incluzi persoana aceea în dorul tău neapărat să crezi că ține de ea. Ține de ceva ce tu ai nevoie de la acea persoană și primești, într-un fel sau altul, lucru pozitiv sau negativ. Atenție! Efectul stimulativ
al atributelor negative ale altor persoane este notabil. Noi de foarte multe ori suntem mai stimulați de lucruri negative decât de cele pozitive care ne se par blegi. Da? E mai greu când îți este dor de cineva care nu mai este, zice Mariana. Da, îți este dor de cineva care nu mai este și ai și neputința de a interveni astfel încât să mai fie. Dar dacă tu vei căuta, vei vedea că fragmente există în tine, în alte persoane și un lucru pe care îl recomand foarte frecvent, foarte frecvent, de câte ori pot, este să intri în proiectele pe care acea persoană le avea. Și dacă tu mai ești în viață și acea persoană nu mai este în viață, proiectul poate să fie în viață în continuare și să reprezinte acea persoană în ceea ce faci tu. Am o relație de un an și trei luni. Ce fac dacă numai eu mă duc la ea? Ea nu poate să vină. De ce? Dacă ești bărbat și te duci doar tu la ea, nu este grav. Mai grav era dacă era femeie și venea doar ea la tine. Însă te poți duce la ea și după aceea să o iei cu tine. Da. Pentru că ea probabil că are în minte lucrul ăsta. Cum să mă duc eu acolo? Să mă duc eu la el acasă? Să bat la ușa lui? Probabil că este educată în așa fel încât poate că este și o femeie frumoasă și nu este obișnuită să se ducă ea după bărbați. Da? Însă tu poți să te duci, nu este nicio umilință pentru un bărbat să parcurgă distanțe când este dor de femeia respectivă și când ajungi la ea, să o iei cu tine. Și atunci înseamnă că și ea vine undeva. Agnana, poate unui om să-i fie dor doar pentru că îi place să te găsească în patul său sau așa știe să exprime sentimentele? După cum spuneam, dacă acel cetățean este bărbat și este doar în pat, înseamnă că, într-adevăr, este mai degrabă o formă de abstinență și că are nevoie de un ceva cu tine și nu neapărat de persoana ta. Ori dacă el nu are nevoie de persoana ta, trebuie să te gândești unde ai greșit tu. I-ai dat această senzație că doar o anumită funcție ai pentru el. Și merită, după cum spunea, să-ți dezvolți și alte laturi ale personalității și ale vieții tale care să-i fie cunoscute acestui om și să poată să te admire și pentru ele. Așa. Păi cam astea sunt întrebările voastre. Prieteni, vă reamintesc un lucru. Sprijiniți Institutul de Relații Umane să facă în continuare activități de genul acesta, cum sunt grupul de seducție și de elități de luni de la ora 19 și grupul de control al emoțiilor de marți seara la ora 19. Și bineînțeles că puteți să faceți asta intrând pe patreon.com/dirandrei și să deveniți cunoștințe, prieteni, frate sau soră și astfel veți primi gratuit și în exclusivitate gratuit. Mi s-a spus să nu mai zic gratuit. Veți primi în exclusivitate cartea mea Am fost o dată ca niciodată sub formă de capitole PDF în fiecare săptămână, dar și cei care sunt frate sau soră pot să primească în curând printul acestei cărți, un print foarte frumos cu desene făcute de fiica mea și cu autograful meu. Și mai târziu veți primi și audiobook-ul comentat al acestei cărți, astfel încât să puteți să detaliați acele lucruri deosebite care sunt cuprinse în capitole. Și, bineînțeles, veți primi și rezumatele cu practicalitățile acestor întâlniri de luni și de marți, în fiecare săptămână, tot așa în exclusivitate. Eu sunt tot aici, mâine seara o să discutăm despre luptă și arta revoltei, de ce ni se spune să luptăm unul pentru altul, unul cu altul și cum am putea să ne revoltăm și cât de benefică este unor revolta, a te răscula în fața vieții, dar și în fața unei situații, mai ales ce înseamnă asta din punct de vedere al asertivității în comportamentul nostru. Până mâine seară când începem lupta, vă doresc ca această seară să fie frumoasă și pentru voi așa cum a fost cu mine în compania voastră. La revedere!